Abonați-vă la Kitoons și lăsați distracția fără sfârșit să înceapă! Bună, Peggy V! Sunt Aurora! Tocmai am ajuns în orașul fabulos și nu cunosc pe nimeni! Poți să-mi dai un sfat unde să merg? Bună, Aurora! Știu animăluțele perfecte care îți pot arăta orașul fabulos! Ești pe mâini bune! Oh, e Peggy V! Sunteți gata, fetelor? Da! E grozav! Ghiciți unde sunt cele mai tari locuri din oraș și primiți nestemata diamant! Wow! Rezolvați indiciile ca să o găsiți! Nestemata va fi a noastră de data asta! Întâi, trebuie să mergeți la cele mai tari animăluțe care creează trenduri pe roți! O veți găsi pe Aurora! Ea vă va ghida pe tot parcursul provocării ca să cunoașteți cele mai bune locuri din oraș! Mult noroc! Roți? Animăluțe tari? Poate e parcarea? Nu prea cred! Știu! Salut! Suntem animăluțele cele mai pasionate de coafuri! Ne bucurăm de aventuri din plin! VIP Pets! VIP Pets! Prieteni! VIP Pets! De ne oprit când suntem împreună! Coafuri și aventuri! I love VIP Pets! Provocare acceptată! Ce sunt astea? Am vrut să schimb decorul coaforului nostru! Cred că am exagerat puțin, totuși! Îmi amintește de Crăciun! Cred că mi-a venit o idee! Ce-ar fi să-l decorăm cu cele mai noi și tari trenduri? Vino cu mine! Uite! Întreg orașul e decorat cu nestemate, mai puțin noi! Nepoata mea, ce deșteaptă ești! Mă strivești, unchiule! Wow! Bune mișcări! Uitându-mă la tine, îmi vine să dansez! Tu ești Aurora? Bună! Suntem Nila, Stella și Lady Gigi! Peggy V vrea să vii cu noi! Trebuie să rezolvăm indiciile ei ca să primim o nestemată diamant! În sfârșit! Selen, Mystery, Kitty și Electra! În sfârșit sunteți împreună! De unde știe? Provocarea continuă! Trebuie să găsiți cel mai vesel și modern loc ca Aurora să se bucure de orașul fabulos! Aurora, ce-ți place să faci? Păi, îmi place gimnastica ritmică, sunetul nestematelor, muzică! Asta e! O să te duc la cel mai bun magazin de muzică din oraș! Acolo există mereu ritm și bucurie! Dar unde? Nu știu niciunul! Stai puțin! Gwen, trebuie să ne ajuți! Trebuie să găsim un magazin de muzică unde... A doua sarcină îndeplinită! Am ajuns! Suntem ultimele! În sfârșit ați găsit cel mai bun magazin de muzică! Dar de unde știe? Meritați o pauză! Următoarea oprire e pentru a găsi cel mai relaxant loc din oraș! Simplu! Nimic nu se compară cu un masaj! Nu! Cel mai bine este să fii gâdilat! Dansul! Hei! Nu! Ora de yoga! Muzica! Știi unde este cel mai relaxant centru de spa? Arată mai degrabă Halloween decât anestemată! Am un blocaj creativ! Nu-i nimic, unchiule! O să fac niște cercetări de teren! Wow! Simt că plutesc! E minunat! Felicitări animăluțelor! Acum că sunteți la locul potrivit... Dar de unde știi asta? Ultimul indiciu al provocării. Trebuie să găsiți cel mai sărat loc din orașul fabulos, unde veți vedea cea mai mare nestemată din oraș. Veți vedea un apus uimitor! Aurora nu-l poate rata! Dacă e sărat, ar putea fi mâncare! Poate la camioanele cu mâncare! Sigur, ar putea fi o nestemată în unul din ele! Psst, vină cu noi! Hei, a fost ideea noastră! Așteptați-mă! Gata, știu! Dacă... Pozele astea sunt grozave! Mă inspiră! Să începem! Dacă nestemata e așa mare, cum de n-o putem vedea? Relaxează-te! Am un instinct impecabil pentru nestemate! Ups! Nu văd nicio nestemată! Asta nu merge! E clar că era vorba de alt loc! Dacă era așa clar, pentru...
puțin. Ce-ar fi să ne gândim împreună? Care e cel mai sărat lucru pe care îl știți? Păi, nu prea are sens, dar cel mai sărat lucru e marea. Dar nu există nestemate în mare, nu-i așa? Poate e o ghicitoare? Poate că nu căutăm o nestemată până la urmă? Asta ne scapă de sub lăbuțe. Știu! Cea mai mare nestemată e soarele! Grozav! Avem marea și soarele. Deci, cel mai bun loc pentru apus e... plaja! Așteptați-mă! Uimitor! Ați rezolvat indiciile și ați reușit asta lucrând împreună. Ați făcut o echipă bună. Totul datorită ție, Aurora. Ai fost musafirul perfect. Fără tine, provocarea asta ar fi fost imposibilă. Nestemata e pentru tine. Wow! Peggy V, de unde ai știut unde suntem în tot acest timp? E secret. Fabio, stilul nestematelor e foarte tare. A fost muncă în echipă. Bună! Wow, e uimitor! Foarte tare! Coaforul arată minunat cu trendul nestematelor. Bună, sunt Aurora! Mă bucur să vă cunosc! Încântați de cunoștință, Aurora! Un diamant îl ador! Poți să mă aranjez folosindu-te de diamante, rog? Cu siguranță! Diamond Style! Miau! E grozav! Arată bine pe tine! Mulțumesc! Cea mai bună parte a fost să vă cunosc! Avem o nouă prietenă! Păi, e mai mult prietena noastră decât a voastră! Despre ce vorbești? Suntem foarte apropiate! Nu se poate mai re... Oh, laxant de atât! Wow! Ce sale! Nestemate! E un nou trend! De la Influ Animăluțe! Hei! E Peggy V! Cea mai tare dintre toate Influ Animăluțele! Aș vrea să fiu și eu Influ Animăluț! Îmi place stilul ei! Și cum s-a aranjat cu nestemate! Haideți să vorbim cu Fabio și Fabia! Sigur știu mai multe despre acest trend! Da, dar fără stres! Să ne relaxăm! Salut! Suntem animăluțele cele mai pasionate de coafuri! Ne bucurăm de aventuri din plin! VIP Pets! VIP Prieteni! VIP Pets! De neoprit când suntem împreună! Coafuri și aventuri! I love VIP Pets! Trendul nestematelor fabuloase! Am picat examenul! Doar 8, nu? 8 e notă bună, e bine! Testul pentru permisul de conducere are 20 de întrebări și totul din cauza mecanicii. Cum se verifică uleiul de motor? Asta mi-amintește că trebuie să verificăm uleiul de la mașina coafor. Unchiule, te rog, gata. Scuze, doar că sunt foarte emoționat pentru că vine. Promit să fac liniște. Bună, sunt aici, Fabio. Peggy V, în sfârșit. Da, arăți ca atunci când i-ai făcut părul reginei animăluțelor. Tu ești perfectă ca întotdeauna. Îmi place părul tău, Peggy V. Este o capodoperă. Da, știu, nu că-i nestetastic. Nestetastic, fană numărul 1. Am putea să-l copiem, nu, Fabia? Ha? Oh, nu, este prea tentant. Mai bine mă duc să învăț în mașina coafor. E adevărata Peggy V! Hei, Peggy! Ele sunt Nila, Juliet, Gwen, Lady Gigi și Maya, animăluțele VIP! Bună tuturor! Încântată să vă cunosc! Încântate de cunoștință! Ce părere aveți de părul meu? Port o piatră celestină superbă! O adorăm! Vreau și eu! Cum facem asta? Cum e să fii influ animăluț? Cum începi un trend? Animăluțe VIP, vă rog! Relaxați-vă! Sunt urmăritorii tăi!
De ce scriu așa de mult? Pentru că am un eveniment important în suburbii 10 minute și... Ia stați! 10 minute? Oh, nu, am întârziat! A? Serios? Nu-i nimic! Te ducem noi cu mașina cu afor! Haideți! Înainte să plecăm, ajutați-mă să adun ce ne trebuie. Bigudiuri, piepteni și vopsea. Și ulei! Ulei pentru mașină! Repede! Ha! Ha! Fetelor, asta-i vopsea sau ulei? Hei! Animăluțelor! Probabil ulei! Asigură-te că verifici uleiul înainte să pleci. Maggie, întârzie la eveniment! Dar abia ce terminam partea de mecanică. Eu o să cobor. N-avem timp! Calmează-te! Îți explică unchiul totul pe drum! Bună, dragii mei! Am o mică problemă, dar nu vă îngrijorați. Sper să ajung la timp. Legat de examenul tău, nu-ți face griji. Mă poți întreba orice. Și ia fi atentă la cât de bine conduce unchiul tău, Fabio. Stai! Semnul de stop ne spune să oprim. Știam asta. De ce nu se mișcă mașina asta? Ei bine, motorul pare stricat. Nu mi se pare. Înțeleg. Hei, dragii mei, ascultați. Mașina cu afor s-a stricat și nu se mișcă. Nu-i nimic. Sigur o putem repara împreună. Relaxați-vă. Nu-i nimic aici. Nu văd nimic ciudat nici aici. Poate e ceva în țeava de eșapament. Păi, nu văd nimic ciudat. Accelerează din nou, unchiule. E de parcă n-ar putea respira. Da, Nila, îmi place cum arăți. Îți stă foarte bine cu verde. Ce? Cum? Am un ochi verde? Un ochi verde? Asta e! Este vopsea verde în motor. Dar cum e posibil? A, am crezut că e ulei. Îmi pare rău. Unchiule, te rog, accelerează până iese vopseaua. Haide, încă puțin. Haide, e bine, e bine. Încă puțin. Da! Nu! Ups, Nila! Sigur poate rezolva Fabio. Dar, Peggy, trebuie să ajungem la eveniment. Da, dar... Să luăm pe rând. Poftim, Nila, e pentru tine. Pentru că ne-ai adus puțină pace și ești o prietenă bună. O nestemată pentru mine? Oh, mulțumesc! Acum mă simt relaxată. Wow! Nu-mi pot lua ochii de la ea! Mă orbește strălucirea ei! Poți să-i faci coafiura dacă vrei. Ei bine, dacă nu cumva trebuie să înveți. Să veni vorba! 20 din 20! Am parcurs perfect partea de mecanică cu mașina coafor. Am trecut examenul! Perfect! Atunci haideți să ajungem la eveniment. Cât tu îi faci părul, eu conduc! Purpurize style. Arăți grozav! Ce drăguț! Ce zici să transmiți un mesaj? Bună! Priviți noul meu look! Arăt ca un inflanimăluț! Îmi pare rău, Peggy V. Nu cunosc deloc zona asta! N-am ajuns la timp până la urmă! E în regulă! Îmi voi anunța urmăritorii! Îmi pare rău că n-am ajuns la eveniment! Am încercat totuși și mulțumit animăluțelor VIP, chiar ne-am distrat, nu? Se pare că le-a plăcut live-ul meu de 2 ore! N-am ținut unul atât de lung și distractiv niciodată! Mersi, animăluțelor! Hai să mergem acasă! Stai puțin! Unde suntem? Este superb! E așa drăguț! Ce sunt luminile alea? Mă simt de parcă aș fi urmărită! Oh, da! Îmi amintesc! Suntem în... Va continua!
episodul anterior. Bună! Aș vrea să fiu și eu influ-animăluț. Uite, Nila, e pentru tine. Nestemate! E un nou trend de la influ-animăluțe. Unde suntem? Ce-s luminile alea? Mă simt de parcă aș fi urmărită. Oh, da, îmi amintesc. Suntem în... Oh, vai! Deci ăsta e Cat Town. Wow! Superb! Câte becuri colorate! Pare că ar fi ziua. Exagerezi. Ar trebui să mergem, fetelor. Dar abia am ajuns aici. Haideți, să ne plimbăm. Salut! Suntem animăluțele cele mai pasionate de coafuri. Ne bucurăm de aventuri din plin. Venit în Cat Town. Locul ăsta e tare! Wow! Nu văd nimic! Fabia, ești acolo? Animaluțe VIP, aici! Acesta este locul meu preferat. Alea tăiețeilor. Tăieței. Mă întorc imediat. Miroasa. Hei, tu! Pisică! De unde ai făcut rost de o nestemată? De la Peggy V? Da, este o prietenă foarte apropiată. Într-o zi vom fi influ-animăluțe, exact ca ea. Prietenă? Da, sigur. Tăieței au fost grozavi. Wow! Peggy V, sunt cea mai mare fană. Nu, eu sunt cea mai mare fană. Haideți să mergem! Unde plecați? Aia e nestemata noastră! E pe teritoriul nostru! E Nilei! Peggy V a dat-o. Hey, the gem is ours. We rock it better. Can't you see that our style is front and center? Hey, dig out of here. So colorful. Being loving and caring is so powerful. God seven lives. And we are gonna risk it all. We always try with creativity and glam. Everybody knows that we will be in bloom cats. We glow in the dark with neon glamorous hair. We are super fast, yeah, you'll be impressed. And we know that we are destined for success. We are going to fight for the gem. Hey! Run, 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 gotta run, run, run. We will be the coolest and the best in town. Run, 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 gotta run, run, run. We will be the first to cross the finish line. Gather style, we glow even in the dark. We're gonna show the world what we got. Yeah, we will take the gem cause it belongs to us. For your information, we'll give you innovation. We are gonna beat all your expectations. Get information, we'll give you motivation. This will be our hairstyle fascination. We should stop and listen to each other instead. We could work together and become best friends. Yeah, we're different, but we're more alike than it seems. Together we'll be stronger than you believe. Together we could be the queen. Mi-a venit o idee. Vreți să fiți influ-animăluți și să aveți o nestemată, nu? Va trebui să o câștigați. Ghiciți ce accesoriu o să port la prezentare și câștigați prima nestemată. Păi, cum putem ghici asta? Să fiți influ-animăluțe, trebuie să anticipați trendurile și să lăsați o urmă. Ochelarii ăia sunt de nelocuit! Sunt făcuți ca să pot vedea fiecare fir de păr al clienților mei. Nu-i nimic! O să-i găsim împreună. Nu-i nimic despre accesoriul surpriză. M-am uitat pe Insta animăluț. Bună, animăluțe VIP! Trebuie să-i găsim ochelarii lui Fabio. La ce vă uitați, fetelor? Iertați-mă, doamnă, îmi pare rău. Unchiule, stai puțin. Peggy V a spus să lăsăm o urmă. Da, dar ce-a vrut să spună prin asta? E foarte dificil. Ne poți da un indiciu, te rugăm? Un influ animăluț se ridică la înălțimea presiunilor. E posterul! Orice ar fi, e acolo! Nu văd nimic!
Este prea sus! Nu ai vederea prea bună? Kitty, arată-le ce poți! Haide, Kitty! Sigur te poți apropia mai mult! O să câștige! Ce ne facem? Vreți să facem un turn? La yoga eu! Haideți, sunteți aproape! Inflo-animăluțele nu renunță! Fetelor, o să cad! Nu! Atenție, atenție! Noi avem nevoie de creativitate și voi de flexibilitate! Trebuie să lucrăm împreună! Mitch Gunn! Selena are dreptate! Care e planul? Atenție! N-o să fie ușor! Relaxează-te! Oricine se poate strecura în canale! De multe ori! Haide, să continuăm căutarea! Nu, e inutil! Sunt terminat! Haideți, fetelor, cățărați-vă! Nu văd nimic! Asta e! E o coroană! Accesoriul secret e o coroană! Coroană! Eu a fost prima! Ba nu eu! Nestemata e a mea! Selena, le-ai făcut pe fete să lucreze ca o echipă. Asta-i pentru tine! Am trecut prin atâtea împreună. Unchiule, uite! Las-o baltă, nu văd nimic! Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc! A fost Selena! Mulțumesc, spune-mi dacă ai nevoie de ceva. Orice! Bine, pot să-mi aranjez părul în stilul pietrei lunii? Moonstone style. Da, arată grozav pe mine. Haideți să facem o poză. Mă întreb care prieteni, nu o să vă vină să credeți. Am întâlnit câțiva câini și pisici care nu se înțelegeau deloc, dar sigur vor ajunge să fie prieteni grozavi.